În acest an s-a produs o schimbare și datorită unor condiții obiective. Aeronavele MiG care ne obișnuiau să închidă spectacolul de la Câmpia Turzii nu mai pot participa și față de celelalte două ediții anterioare, Aeroclubul Sportiv al României nu va fi prezent pentru că și-au organizat cu mult timp înainte o altă participare și regretăm acest lucru, dar apar în schimb o noutate pentru România, Baltic Bees, care vor opera cu 6 aeronave L-39 Albatros. Va fi o surpriză și pentru noi. Colegii mei au văzut niște înregistrări video și cred că vor asigura un spectacol plăcut. N-aș vrea să spun eu mai multe, pentru că direct s-au ocupat colegii mei care vor da detaliile de organizare. RATT, loc de parcare, ora începerii și închiderii programului și alte lucruri de interes cetățenesc. Apreciem că va fi o participare similară cu cea de anul trecut, undeva la 10.000 de spectatori, care ne dorim și cred că și dumneavoastră vă doriți să se simtă foarte bine, astfel încât acest eveniment, după a treia ediție, să devină o tradiție la a patra, la a cincea, la a șasea. Aș completa doar atât înainte de a închide, că aceste evenimente aviatice costă. Costă efort, costă timp și costă bani. Ele pot fi organizate, pe de o parte, a dragostei pentru profilul ăsta de activitate aviație și pentru zbor în general și pe de altă parte pot fi organizate pentru că avem suficiente resurse și experiență acumulată în timp și mai ales în ultima perioadă de timp și resurse financiare să putem susține asemenea evenimente. Data 21 mai, sâmbătă, pe o vreme favorabilă, o vreme bună pentru astfel de activități. Flyerele cuprind informația referitoare la debut ora 9:00. Noi ca și organizatori ne putem lua în calcul o întârziere de maxim 30 de minute pentru că din experiența anilor trecuți de multe ori s-au făcut congestii în drumul spre aeroport. Noi putem să mai așteptăm publicul larg, dar nu mai mult de 30 de minute pentru că ținta noastră este undeva într-un program de până la ora 12:30. Suntem cu toate evoluțiile finalizate. De ce? Trebuie să fim foarte atenți la programul de desfășurare, pentru că anul acesta, datorită revenimentului activității pe aeroportul Timișoara, traficul de pasageri chiar l-am și afectat într-o anumită măsură, unele dintre curse s-au reprogramat, altele au fost anulate, iar companiile aeriene și-au reprogramat zborurile în funcție și de intervalul alocat meeting-ului aviatic. Tocmai de aceea vreau să punctez încă de la început, avem un public spectator care ne cere an de an organizarea unor astfel de evenimente, venim în întâmpinarea lor, dar în aceeași măsură vrem să avem grijă și să arătăm respectul pasagerilor care în ziua de 21 mai sunt programați pe cursele regulate de pasageri. Insist asupra acestui aspect și aș vrea prin dumneavoastră ca pasagerii din ziua de 21 care se vor suprapune în intrarea către aeroport odată cu publicul dedicat pentru meeting, să aibă obligatoriu la îndemână forma de bilet pe care o dețin. Biletul electronic, rezervarea făcută pe internet, pentru că pe parcurs vor fi anumite filtre organizate de aeroport, iar cei care sunt spectatori au o zonă dedicată pe care o să o vedeți imediat prezentată pe slide, dar cei care sunt pasagerii zborurilor din ziua de 21 vor avea acces până în incinta aeroportului. Deci în data de 21, prima dată, cursa de Bergamo a fost anulată. Vom avea două decolări cu program modificat. Zborul de Roma Ciampino va avea decolarea de la Timișoara la ora 8:50 în loc de 7 dimineața. Timișoara-Dortmund este reprogramat pentru ora 8:15. Zborul era undeva la prânz. Pasagerii sunt informați pentru că noi, închiderea aeroportului pentru meeting, am anunțat companiile aeriene de aproximativ o lună și jumătate. Ce este important?
venirea zborurilor regulate imediat după deschiderea portului. Și prima destinație la decolare este zborul de Eindhoven, care este la 13:25 de minute. Vedeți, pasagerii cu două ore înainte vor veni, vor aflui către aeroport exact în perioada în care noi vom avea activitatea desfășurată. Elementele acestea le-am discutat și la ședința de la prefectură. Vom avea sprijinul Poliției Circulației. Vom găsi mijloace astfel încât pasagerii să nu fie afectați pentru a ajunge în incinta aeroportului la timpul și la ora programată. Și știți despre ce e vorba? Completez puțin, ca să fie clar. Se pot produce ambuteiaje și pasagerul să nu ajungă la timp la avion. E simplu. Da. Despre asta e vorba. Altfel... Bun. Deci cine va deschide anul acesta participarea va fi, vor fi colegii din baza aeriană 71 cu elicopterele IAR-330. Vor avea un program de 40 de minute, după care urmează formația ASALT. Vor avea un timp alocat de o oră cu ultraușoarele din dotare. Iacării acrobați, un program de 35 de minute, sunt cei care am avut și anul trecut, au avut un impact deosebit de pozitiv asupra publicului spectator, sunt prezenți și anul acesta și nu întâmplător, au lăsat o impresie foarte favorabilă și surpriza acestui an o constituie formația letonă Baltic Bees cu aeronavele pe care le-a menționat domnul director, cu LU-39 Albatros. Au un program foarte spectaculos, undeva la 35 de minute. Și sunt bine cotați în Europa. Foarte bine, da, foarte bine. Am încercat și anul trecut, nu i-am găsit disponibil, dar anul acesta am avut în vedere și sunt participați în anul acesta. Anul trecut am reușit și tocmai pe slide, dacă se vede sau nu se vede foarte bine, vedeți aici punctul acesta, punctul cu verde desenat, este parcarea amenajată, lateral dreapta față de strada aeroportului, are capacitate de 3000 de locuri. Intrarea pe acea parcare se face deja de la intersecția cu Dura, cu drumul de centură. Toate mașinile vor fi deviate pe dreapta și publicul, după ce lasă mașinile, vor fi locuri amenajate, vor merge paralel cu strada aeroportului. Deci, practic, intrarea în aeroport se menține liberă de intrarea traficul acesta asfaltat. Anul trecut n-au fost deloc. Acum 2 ani au fost. Acum nu vreau să contrazic. Eu vedeam ce e aici, dar chiar aprecierile de la Poliția Circulației era că anul trecut s-a rezolvat prin parcarea aceasta de la Dura. De la, pe centura toate, da. Sigur, dar vorbesc de la Dura încoace, nu mai erau probleme. Am extins și spațiile față de anul trecut. Am avut 2000 de locuri. Ne-am dus undeva la 3000 de locuri. Deci încercăm ca mașinile celor care sunt spectatori să fie lateral, astfel încât drumul să rămână circulabil. Dar cine vine cu bicicleta sau cu transportul în comun? Este cu atât mai bine, au acces până în incinta aeroportului. RATT-ul, ca și anul trecut, vin cu o frecvență suplimentară, undeva la 15 minute vor avea aceste afluxuri de adus publicul în incinta aeroportului, iar este un mare avantaj faptul că autobuzul lasă publicul exact în incinta aeroportului, bineînțeles, autobuzul se retrage, același lucru va fi și la defluire. Autobuzele vor fi la 15 minute, tot din stațiile din incinta aeroportului, până la punctele consacrate, până în sensul, punctele cardinale și până la E4 Barat, până la Gara de Nord. Suplimentate, aceleași curse, dar cu frecvență sporită. Sporită, da, pentru... Și chiar ar fi recomandat, dacă se apelează, pentru că este foarte facil de a veni cu autobuzul, cu RATT-ul.